Bună seara, bună seara și bine ați venit la ediția cu numărul 73 Lumea Său PPC, o ediție dedicată copiilor. Din păcate sau din fericire pentru el, Ionuț nu este în seara asta cu noi, de obicei gazda acestei emisiuni, aș putea să-i spun, Lumea Său PPC, este undeva în Barcelona, în Țările Calde. Așadar, eu o să fac onorurile de gazdă în seara aceasta. Înainte de toate, aș vrea să încep cu un anunț organizatoric legat de faimosul SMS la 7415. Dacă nu ați reușit până acum, ar trebui să... Iată, avem un învingător. Trebuie să trimiteți prima dată un mesaj la numărul 7415 cu textul Lumea Său PPC legat cu minuscule. Mai apoi veți primi un alt mail de confirmare care trebuie să confirmați Lumea Său PPC. Da? Și mai apoi această plată va fi confirmată. Ok. Vă mulțumim tuturor celor care ați trimis mesaje până acum. Bun. Și haideți să vedem despre ce va fi vorba în această ediție Lumea Său PPC dedicată copiilor. Vom avea la această ediție 4 speakeri. Vom începe cu Mădălina Constantinoiu, care este manager de categorie la Ocazii.ro, la categoria Universul Copiilor. Ne va vorbi un pic despre piața de puericultură, va face o introducere în acest domeniu. Mai apoi va vorbi Liviu Taloi, care este consultant în e-commerce și se ocupă cu auditul de site-uri și multe alte lucruri pe lângă tot ce ține de marketing online. Este unul dintre cei mai buni specialiști din piață. De asemenea, este unul din organizatorii GPEC și unul din administratorii și fondatorii Ecompedia, o resursă foarte bună pe care vă recomand tuturor celor care aveți business-uri. Mai apoi voi susține și o prezentare foarte scurtă. Iar în cele din urmă, după scurta pauză de networking, va vorbi Anca Ilaș. Anca Ilaș, care de un an lucrează pe campanie DORTS la divizia PPC a două parale și a înregistrat până acum rezultate foarte bune pentru clienți precum Tinaer, Continental Hotels și Baby Trend. De asemenea, este o zeiță pe Google Display și ne va spune foarte multe tips and tricks pentru campaniile de display, nu campaniile de marketing. Am vrut să sublinieze lucrul acesta că pe campaniile de display se pot obține rezultate foarte bune, nu este doar un canal de a obține awareness. Și în ultimul rând, înainte de a începe, aș vrea să mulțumim sponsorilor noștri, în primul rând Newsman, dar și partenerilor media, precum IQEd, Traffic.ro, Comunicate de Presă, Două Parale, SEO Monitor, Web Digital și, nu în ultimul rând, gazda noastră de aici, Tonka Soul Cafe. Ok, bun. Așadar, o invit pe Mădălina Constantinoiu. Ai microfonul? Și pointerul. Salut! E o primă prezentare, sper să mă auziți ok? Ok, bun. Numele meu este Mădălina, sunt category manager pe Universul Copiilor de un an de zile. Am descoperit o piață total diferită față de cea de GSM, în care am acționat vreo 7 ani și e cu totul altceva. Prezentarea mea va fi scurtă așa un pic, așa să faceți o idee despre ce reprezintă piața de Universul Copiilor și cam ce potențial are, cu certitudine există loc de creștere și de îmbunătățire. Bun. În momentul acesta, valoarea pieței este undeva la 3 miliarde de euro anual. Vorbesc aici de produse și servicii din Universul Copiilor. Și am menționat principalele trei segmente din piață, și anume tot ceea ce ține de alimentare, hrana copiilor, undeva la 65 de milioane. Îmbrăcăminte, încălțăminte, 1 miliard și partea de jucării, care este cea mai cunoscută, la 65 de milioane. De asemenea, am scris și cifrele online. A fost foarte greu să le obțin pentru că sunt foarte puține studii pe partea de Universul Copiilor. A fost un pic și din studii și din experiența mea. În momentul de față, în piața noastră este mult sub potențialul ei și mult sub restul Europei. Sunt câteva cifre care arată clar diferența, atât la
consumul de hrană pentru copii, cât și la jucării. Vedeți că în România consumul de lapte praf și baby food e undeva la 14 kg de copil, iar în celelalte, câteva din celelalte țări din Europa ajunge la 200 și ceva de kilograme. Iar bugetul anual pe jucării la noi este undeva la 35 de euro și în alte țări undeva la 200 de euro. Sau măcar o medie de 50 în estul Europei. Ok, legat de mindset-ul celor care cumpără produse în universul copiilor, este foarte asemănător cu cel de fashion. Cumpărăturile sunt de tip emoțional, părinții acordă foarte multă atenție layout-ului site-ului și modului în care sunt comunicate toate informațiile. Și, în general, ajung să cumpere produse pentru că le plac și pentru că încearcă să compenseze lipsa de timp pe care o au față de copii și, din punctul ăsta de vedere, se poate merge la mai mult, pentru că tot mai puțin timp se poate oferi copiilor. Iar, ca și modalitatea de a alege și de a filtra produsele, foarte importantă pe universul copiilor este marca. Majoritatea căutărilor pe categoria mea sunt cu brandul menționat și tipul de produs. Și cel mai căutat, clar, este Kiko și apoi brandul premium, gen Queenie, Zap și așa mai departe. Apoi au posibilitatea, bineînțeles, să filtreze după preț, pentru că majoritatea produselor sunt prezente în majoritatea site-urilor și atunci au ales marca, au ales un produs și filtrează ulterior funcție de preț și de calitatea care oferă siguranță copilului. Iar legat de ce, pe ce segmente de vârstă se fac cele mai mari vânzări și pe care ar trebui să se orienteze cei care fac magazine online pentru copii și vor să se asigure că pot avea profit, pe partea de hrană, procentul cel mai mare din vânzări este de 0-1 ani, haine și încălțăminte pe 1-5 ani, iar la jucării segmentul preponderent se îndumne undeva la 60% sunt jucării pentru copii între 4 și 12 ani și 0-3 ani sunt procentul de 30%. Aș vrea să, nu știu, poate sunt oameni interesați să-și facă magazine, să aveți în vedere segmentul de hrană care are un potențial crescut și mai ales partea de diversificare. Pentru că în momentul ăsta laptele praf înseamnă undeva la 70% din vânzările pentru copii până într-un an. Însă ulterior scade tot mai mult, iar partea de diversificare chiar are un potențial mare pentru noi. Ca și evoluție, spuneam la început că universul copiilor are un trend ascendent. Aici am pus, nu știu în ce măsură se și vede, este un tabel extras dintr-un studiu Euromonitor în care puteți să vedeți dacă nu măcar cifrele, cel puțin evoluția ascendentă pe partea de jucării și jocuri. Estimarea lor este că în 2015 piața aceasta, care este în momentul de acum la 65 de milioane, o să ajungă la 100 de milioane. Rămâne de văzut în ce măsură se va atinge, dar cam ăsta este trendul de creștere și în Europa și în țara noastră. E ok? Să vede ceva sau? Da? Bun. Am spus aici potențial, practic mă refer la ce anume către cine vii. În momentul de față sunt 4 milioane de copii cărora te poți adresa și anume segmentul până în 18 ani. Și din ei, adică 1 milion reprezintă segmentul de 0-4 ani. Vedeți aici că e o piață de 460 de milioane de euro. Însemnând și, și produse și servicii, dar nu doar jucării. Dar este un procent foarte mare și ar trebui să-l aveți în vedere în momentul în care vă adresați un segment pentru copii. De asemenea, natalitatea nu mai scade la fel de rapid după 2010, ceea ce e un lucru bun pentru piața noastră de copii. Iar, bineînțeles că București și Info sunt singurele care chiar au o creștere pozitivă. Da? Iar legat de bugetul pe care îl alocă o familie pentru creșterea și întreținerea copilor, vorbim de undeva de o treime din buget, se duce în acest sector. Deci, clar, există posibilități. Da?
Cam atât ar fi. Nu am vrut să vă plictisesc cu multe date, însă în condițiile în care cineva mai are întrebări, nelămuriri sau vreți să știți orice altceva, sunt deschisă să vă ajut. Da, deci așteptăm întrebări, deci dacă aveți întrebări. O întrebare. Vreau să te întreb despre potențialul de creștere al pieței, da? Am văzut că, spre deosebire de volume, suntem cam undeva la 1%. Exact, da. Și există o statistică, dacă, nu știu, avem de trendul nostru și trendul poloniei, că am putea să-i ajungem pe polonezi sau... De ajuns nu o să ajungem pentru că suntem departe de ei. Însă, ce pot să spun și din experiența mea, adică cifrele de anul trecut, cifrele de anul acesta și estimări, e clar că există un trend ascendent. Nu pot să spun că creșterea va fi de 10% anual, pentru că, exact ce spuneam, studiile de piață pe universul copilor sunt foarte puține și credeam că am făcut o research destul de amănunțită în ultimul lui. Singura estimare mai aproape, să zicem așa, deci și de ce ne-am dorit noi, ar fi cea de la Euromonitor, în care ei preconizează că în 2015 de la 65.000 ajunge la 100.000 de euro. Doar pe partea de jucării, ceea ce înseamnă o creștere foarte mare. Și cam asta ar fi... Dar nu pot să zic un procentat. Ok, super. Și mai aș avea o întrebare, dacă este cumva vreo statistică cu privire la cine cumpără, mai mult mămica, tăticul sau, nu știu, unchiul, nașa? Evident, cumpărăturile sunt făcute de către mame și ca o recomandare către site-urile care vând produse pentru copii, e foarte important să învețe să se adreseze femeilor și mamelor. În momentul ăsta mai este de lucru, pentru că am avut un research de magazine online existente pe piață și, sincer, să fie fost dezamăgită, sunt niște culori groaznice, layout-uri în stil de electronice. Mamele acordă foarte mult interes zonei astea, cu siguranță, și atunci e bine să înțelegi că te adresezi unui public feminin. Și să mergi pe partea asta, public feminin, care pun accent pe brand și calitate. Ok. Și pe foarte multe beneficii emoționale, bănuiesc. Bineînțeles, tocmai. Că trebuie să te adresezi, așa cum te adresezi și pe un magazin de fashion. Nu-i afișezi doar o imagine, trebuie să-i scrii despre asta. Iarăți un trend, să-i arăți că, uite, dacă ți-ai dus asta, ești la modă. E același lucru. Spuneam că pe site-ul pe care lucrez, urmăresc activitatea dinamic și nu traficul și mai ales keyword-urile. Ca să văd cum anume caută părinții și o să vă zic că e interes foarte mare, este către branduri și mai ales către branduri premium. Este un fel de statement. Dar nu se caută și culoarea? Am văzut foarte multe căutări legate de culoare, căucior roz, de exemplu. Nu, căutările pe care le-am eu sunt Kiko Călucior, Kiko Jucărie, adică cam asta ar fi partea de long tail, nu include culoarea atât de mult. Sunt câteva site-uri care mie îmi plac pentru copii, cum ar fi cel de la Kiko, nu fac vreo reclamă, ci pur și simplu place în sensul că au filtrare după brand, vârstă care este foarte importantă în alegerea produselor pentru copii și gen. Genul care este important după vârsta de un an jumate. Atunci când e o jucărie, vrei să știe pentru fetele, pentru băie, să nu stai să vezi tot site-ul. Dar brandul clar. Culorile mai puțin, sincer, eu nu m-am întâlnit cu asta. Și totuși avem un trafic destul de mare ca să zic că nu-l avem la cam asta. Ok, mulțumesc. Dacă mai sunt, mai este o întrebare în spate. Din nimeni, da? Bună seara. O să dai și o întrebare referitor la copii. Da. Că ei sunt punctul cel mai important, să spun așa. Am vorbit acum în mare parte, sau ai vorbit de mame și copii până la, să zicem, vârste 18 ani. Am vorbit de Kiko. Da. Kiko, în general, până la 5 ani. Ce facem cu copiii care sunt mai mari? Sunt interesați de jucării. Să zicem, mă gândesc la băieți, la Bakugan și alte, Lego și alte jucării. Beyblade, vechi, sigur. Beyblade. Sunt o multitudine, Pokémon și eu știu alte... Ce se întâmplă cu ei? Te-ar cine anume face cumpărături? Cine face cumpărături?
mă gândesc că deja la 10-11 ani, încă ei se mai joacă cu jucăriile astea. Și încep să umble și să navigheze pe internet. Da. Am observat o chestie, pe canalele de desene animate se face foarte mare reclamă. Toate jucăriile. Regăsim și în internet, pe internet, pe site-urile astea, o legătură cu ceea ce se întâmplă la TV. Da. Bun, în momentul în care vorbim de faptul că celul care cumpără nu este și utilizator, și anume segment mai mare de, am zis, în care 4-12 ani și mai sus, trebuie să ai în vedere influencerul, adică utilizatorul, copilul care merge și spune, mami, mami, vreau jucăria X, însă cumpărătorul este tot mămica de regulă și atunci interfața trebuie să fie pentru ea și, într-adevăr, căutările în site sunt și pe produse din reclamă TV. Produse pe care copiii le văd și le vor ulterior. Și cel mai important e Play Rate, cu siguranță. Sunt site-uri destul de cunoscute, Best Kids Toys, da? Care au categorii de sine stătătoare în care afișează și aceste produse. Creează o categorie care se numește produse din reclamă, pentru că părinții se regăsească mai ușor, că ele sunt un segment vizat cu siguranță. Și atunci, decât să le ascunzi printre multe alte produse, unde ar trebui să fie unele la jucării, altele la jocuri, poți crea o categorie distinctă, să le regăsească mai ușor. Într-adevăr, ei se interesează către produsele din reclamă. Și de altfel, cei de la Noriel, spuneau acum pe două zile că ei preconizează o creștere, presupun că se referau la ei, la business-ul lor online, undeva cu doi digiți, a zis. Nu cred că se referă la piața de online a noastră, pentru că ar fi mult prea mult, însă ei au intrat bine în piață cu produsele pe care le fac reclamă la TV și le vând pe toate site-urile de online de jucării. Da. Vreau să zic că piesa de e-commerce din România crește cel mai puternic din toată Europa de Est. Are o creștere mai accelerată decât alte piețe. Sigur, e mică și din cauza asta are loc de tot creștere. E mică. Acum nu contează, crește foarte puternic. Iar ce spunea domnul de la Noriel, ai fost la conferință? La Lupe. Ideea este că așa este. Și dânsul vinde și pe magazinul online propriu, dar și pe alte magazine online. Și mai vreau să mai zic, apropo de, tu ai întrebat de copii care cumpără sau vă cumpără. Am colaborat cu ceva vreme cu un magazin care vindea figurine pentru copii, Action Heroes, de la Action Figures, cum se cheamă. Cumpărau copii, deci tip copii mai mari, un pic, 13, 14, 15 ani, chiar cumpără. Sigur, plătesc pe mama și tata, dar ei duceau până la capăt. Mai mult decât atât, aveau un canal de comunicare foarte, foarte bun cu copiii. Aveau Yahoo Messenger, bineînțeles, pe site și copiii toți au Yahoo Messenger, ei sunt echine și ceva. Mai puțin Facebook, deci mai mult Yahoo Messenger folosesc copiii. Și efectiv își făceau stocul, dacă vrei, în colaborare cu copiii. Deci este o relație, când copilul sigur este mai mare puțin, este foarte strânsă această colaborare. Dacă reușești să ai acest canal de comunicare, că sunt probabil unii care nu reușesc foarte bine. Și concluzia este că Lidl-ul crește, această piață, chiar și la copii, crește, eu zic, crește foarte bine. Simt, așa văd eu lucrurile. Sunt toți, mai... Mulțumesc și mai rețetă. Ai spus că piața este la 3 miliarde de euro și la fel global. Mai apare produse și servicii. Ai idee cumva ce este de piața din România? Da, asta este nivelul pieței noastre și sumele pe care le-am dat se referă strict la România, n-am pasat să dau sume monstruoase din Europa sau din state. Suma este mare pentru că oamenii când vorbesc de universul copiilor se referă doar la jucării. Însă piața pentru copii înseamnă și mai mult partea de haine, și partea de hrană și apoi serviciile. Deci va fi undeva la 800 de milioane partea de servicii, 60 bucării, 60
hranuri și 1 miliard haine încălzente, mă rog, tot ce ține de îmbrăcat. O întrebare, se poate? Sigur. Ai întâlnit câte magazine sunt online care să adresează copilor? Da. Am o idee măcar orientativă. Ultima dată când am făcut un research pe asta a fost anul trecut în vară și pot să dau o sumă de atunci. Am găsit undeva pe la un 270-300 de site-uri de universul copiilor. Însă, ca un specific al pieței, cel puțin ce am observat eu și în relația mea cu ei B2B, să zicem. Sunt foarte multe care preiau feed-urile automate de la furnizori, nu au stocuri în spate, nu au ERP și nu sunt niște magazine online de sine stătătoare, așa cum ar trebui să fie ca la carte. Sunt foarte multe. La multe dintre ele oferta este asemănătoare, diferența o face clar prețul și comunicarea, relația cu clientul. Deci nu știu dacă numărul e mare sau mic, cert este că cred că mai este loc de ofertă, mai diversificată. O plăcere! Ok, mulțumesc! Mulțumesc! Caută și tăticii, presupunem că se apropie ziua de naștere a copilului. Caută, da. Și tăticii sau... Sigur că și ei caută. Acum este diferență foarte mare de achiziție între, de mod de achiziție între femei și bărbați. Acum eu fac o corelație, nu știu ce măsură e neapărat bună pentru toată lumea, dar de obicei bărbații sunt obișnuiți cu cumpărături de electronice și cam spre asta. Asta e modul lor de a cumpăra, de a cumpăra produse, a compara, de a vedea prețurile, iar mămicile cumpără îmbrăcăminte. Și atunci când te adresezi femeilor, te adresezi în stilul emoțional, bărbaților mult mai pragmatic. Cumpără și bărbații într-un procent mai mic și diferit. Și un procent al serviciilor aveți? Nu, procent ar fi valoarea de piață care rămâne după cele extras pe cealaltă 3, probabil undeva la 800 de milioane de euro pe an, dar nu aș putea să zic mai multe, pentru că, sincer, e o zonă de piață care nu mi-a fost foarte aproape și n-ar vrea să... La dispoziție de Google, se cheamă Consumer Barometer și acolo poți să verifici exact care e procentul femei bărbați care cumpără jucării online. Deocamdată sunt statistici doar pentru jucării. Așa este. Secțiunea de copii. Da, dar știu. E foarte util așa ca idee să aveți exact, o imagine de asta. În momentul ăsta, pe Consumer Barometer nu există decât pe jucării cum Danica mai mult de asta nu găsești. Da, da, pe partea de jucării. Da. Da, păi de altfel procentul pe care l-am dat pe jucării online a fost undeva între 7-10%, pentru că majoritatea magazinelor online estimează că piața de online de jucării undeva la 10% consumă valamitele arată un 7% și atunci am zis să fie o marjă mai aproape de adevăr. Ok, mulțumim, Mădălie, pentru prezentare și mulțumim tuturor pentru multe întrebări. Ok.